Unul din doi români este vaccinat anticovid. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat că până acum au fost administrate 17 milioane de doze de ser, iar campania națională de vaccinare va continua în cabinetele medicilor de familie. Sunt peste 3.000 de medici de familie care au contract cu casele județene de asigurări de sănătate pentru procesul de vaccinare. Pe platforma de imunizare a guvernului vor fi întotdeauna reactualizate locațiile medicilor de familie care desfășoară activități de vaccinare, astfel încât oamenii să poată identifica un medic de familie la care pot să ajungă ușor. Pe platforma națională de vaccinare anticovid au fost făcute peste 9,5 milioane de programări.